Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de geografie. Începem cu recapitularea cunoștințelor. Numiți unitățile de relief notate pe această hartă cu litere. Cu litera A avem Carpații Orientali, cu litera B Meridionali, cu litera C Occidentali, diviziunile Carpaților, aceste trei. Apoi, cu litera D, depresiunea colinară a Transilvaniei, înconjurată de lanțul carpatic, subdiviziunile subcarpaților, apoi cu E, subcarpații Moldovei, cu F, subcarpații Curgurii, cu G, subcarpații Getici, cu litera H, podișul Getic, cu litera I, podișul Moldovei, cu litera J, podișul Dobrogei, cea mai veche unitate de relief în țara noastră, în special partea sa centrală și nordică, cu K, Câmpia Română, cu L, Câmpia de Vest, cu M, Delta Dunării, cea mai nouă unitate de relief din țara noastră, cea mai tânără, cu N, Dealurile de Vest, iar cu O, Podișul Mehedinți. Care sunt cele trei elemente naturale definitorii pentru spațiul ocupat de țara noastră? Acestea sunt munții Carpați, fluviul Dunărea și Marea Neagră. De aici titulatura de țară Carpato-Danubiano-Pontică. Astăzi discutăm despre Dunăre. Dunărea este cel mai important fluviu din Europa și al doilea cel mai lung, cu 2860 de km lungime. Observăm că cel mai lung din Europa este Volga cu 3700, dar acesta curge exclusiv pe teritoriul Federației Ruse. Urmează Uralul, la fel în Federația Rusă, Niprul și Donul. Toate acestea patru însă curg în spațiul ex-sovietic și nu prezintă, din punct de vedere economic, o așa de mare importanță. Dunărea, făcând printr-o rețea de canale legătura între Marea Nordului și Marea Neagră, da? Rețeaua de canale Rhin-Main, apoi pe cursul fluviului, până la Cernavodă, unde începe canalul Dunăre-Marea Neagră, respectiv partea fluvio-maritimă a acestei. Izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania prin două pârâi, Bregul și Briga. Așa arată izvorul Bregului, cursul pârâului Breg, respectiv Briga. Are un bazin hidrografic imens, 805.300 de km pătrați, desfășurat pe direcția vest-est, fiind printre puținele din Europa care curge în această direcție. Observăm pe această hartă cartografiat bazinul hidrografic al Dunării la nivel european. Traversează 10 țări și 4 capitale. Vă provoc să aflați care sunt aceste 10 țări și cele 4 capitale traversate de Dunăre. Încărcați răspunsul în secțiunea aferentă sarcinii de lucru a lecției pe Google Classroom, respectiv Microsoft Teams. Dacă nu aveți așa ceva, lăsați-o în comentarii sau trimiteți-o profesorului de geografie. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Puteți folosi pentru a o rezolva această imagine, această hartă sau alte hărți politice pe care aveți reprezentat și cursul Dunării. În speranța că ați trecut cu bine peste sarcina de lucru și că ați rezolvat-o cu brio, mergem mai departe. Și vedem faptul că, pe teritoriul României, Dunărea se desfășoară între Baziaș la intrarea în țară și Sulina, ultima localitate traversată înainte de a se vărsa în Marea Neagră. Totodată, înainte de vărsarea în Marea Neagră, se desparte în mai multe brațe, formând o deltă superbă. Constituie granița țării noastre cu Serbia,
Bulgaria, Republica Moldova, respectiv Ucraina. Pe teritoriul țării noastre, prin interior, curge între Călărași și Galați. Colectează cea mai mare parte din rețeaua hidrografică de pe teritoriul României, cu excepția centrului și a estului Dobrogei. Toate aceste ape curgătoare pe care le vedeți se varsă în Dunăre, cu excepția acestora, care se varsă în lagune și limane maritime. Chiar dacă pe această hartă apare, nu se varsă toate în Dunăre, ele se varsă în afluenței Dunării, cum sunt Tisa, Siretul, care apoi se varsă în Dunăre, Prutul, Crișurile și Someșurile, care se varsă la rândul lor în Tisa, înainte de ca aceasta să se verse în Dunăre pe teritoriul Serbiei. Dintre râurile din România, în partea sudică, foarte importante sunt Jiul, Oltul, Argeșul cu Dâmbovița, Ialomița, Buzăul care se varsă în Siret, Siretul, spuneam mai devreme, Prutul care constituie și graniță naturală cu Republica Moldova. Mureșul, desigur, să nu uităm, acesta se varsă în Tisa. Cursul Dunării în țara noastră poate fi împărțit în patru sectoare astfel. Cu roșu pe această hartă, defileul Dunării între Bazia și Gura Văii. Valea Dunării între Gura Văii și Călăraș cu galben pe hartă. Sectorul Bălților între Călăraș și Brăila cu albastru pe hartă, respectiv sectorul fluvio-maritim între Brăila și Sulina. Defileul Dunării, dintre Bazia și Gura Văii, constituie o tăietură în Munții Carpați pe o lungime de 144 de kilometri. Este alcătuit din bazine de depresionare și sectoare de îngustări. Observăm câteva astfel de sectoare în cele două imagini din dreapta. La Gura Văii au fost construite barajul și hidrocentrala Porțile de Fier 1, având în amonte un lac de acumulare cu lungime de 130 de kilometri. Constituie o sursă importantă de energie. Aici se produce energie electrică esențială la nivel național, pentru rețeaua națională de energie electrică. Sectorul Valea Dunării, între Gura Văii și Călăraș, are o lungă largă de câțiva kilometri și mai multe terase. Haideți să vedem câteva imagini de pe acest curs din anumite orașe. Orașe, porturi avem la Dunăre, în această zonă, Drobeta, Turnul Severin, Calafat, unde există un pod peste Dunăre între Calafat și Vidin, Bulgaria, observăm în această imagine, Corabia, Turnul Măgurele, Oltenița, Giurgiu, unde avem un pod la Giurgiu Ruse, Călăraș, pe unde se face trecerea cu Bacul în Silistra, Bulgaria. Așa arată locul unde se desparte Dunărea în Dunărea Veche, respectiv brațul Borcea, în dreptul localității Călăraș. Iar așa arată Dunărea la Drobeta, Turnul Severin. Sectorul Bărților, dintre Călăraș și Brăila, are o lungă extinsă la peste 10 km, în care, la exterior, sunt brațe importante ale Dunării, respectiv Dunărea Veche spre Dobrogea, Borcea și Cremenea spre Câmpia Română, între care se află întinse suprafețe mlăștinoase transformate în terenuri arabile și pășuni. Aceasta este sectorul numit Balta Ialomiței, iar acesta insula mare a Brăilei. Așa arată podul peste canalul Dunăre Marea Neagră, care începe la Cernavodă și ajunge la Constanța. Iată aici, în dreptul localității Smârdan, Dunărea capătă din nou un singur curs. Pe de o parte aici avem Brăila, iar aici Smârdanul. Cele două cursuri se unesc, formând din nou unul singur. Sectorul fluvio-maritim. De la Brăila și până la vărsarea în Marea Neagră,
după localitatea Sulina, având o adâncime între 7 și 12 metri, permite pătrunderea dinspre marea unor vase de mare tonaj. Se despate în două cursuri, la Pădlăgeanca, în județul Tulcea, vedem în această imagine, dintr-un singur curs, se desparte în două brațe, dă naștere deltei Dunării după Tulcea, înainte de a se vărsa în Marea Neagră, nu înainte de a forma cea mai frumoasă deltă din Europa, delta Dunării, rezervația biosferei. Sulina constituie totodată punctul extrem estic al țării noastre, fiind cea mai estică localitate din România. Vedem aici o hartă unde este reprezentată Dunărea Maritimă cu navigație pe Sulina. Este cea mai intens utilizată pentru navigația fluvio-maritimă. În delta, Dunărea mai are trei brațe, Chilia la nord și Sfântul Gheorghe la sud, plus alte brațe secundare și canale. Dragilor, sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți lecția și canalul pentru a ajunge la cât mai multe cadre didactice, elevi și iubitori de geografie. Vă mulțumesc încă o dată, multă sănătate și o zi cât mai frumoasă!